Zile importante pentru antrenorii și sportivii de la CSM Ploiești ei pot afla în perioada următoare dacă salariile lor vor fi deblocate. Mâine primarul Adrian Dobre așteaptă un răspuns înscris de la Ministerul Tineretului și Sportului, iar dacă acesta nu vine, joi, edilul ploieștean va merge personal la MTS ca să găsească o rezolvare la criza financiară care a cuprins clubul. Este calendarul prezentat de Dobre la întâlnirea cu handbalistele, handbaliștii, dar și cu Titi Tudor, coordonatorul secției de box a CSM-ului. Cei prezenți au acceptat de o cam dată vorbele primarului și speră ca situația să se rezolve în această săptămână. Tivadar și coechipierele s-au consultat cu antrenorul Neven Hrupeț și au admis să se antreneze în continuare, dar și să joace în primele teste ale acestei perioade de pregătire. Joi, vineri și sâmbătă, CSM Ploiești face verificări în compania altor grupări din Liga Națională. Ploieștiul va juca un turneu în patru la sala sporturilor Olimpia, alături de Corona Brașov, HCM Râmnicu Vâlcea și Măgura Cisnădie. Și băieții au început testele chiar de astăzi, Zato și ceilalți colegi au jucat pe teren propriu cu CSM Făgăraș. Ei vor începe un nou sezon în Divizia A pe 17 septembrie.